În Japonia, ziua a început cu sirenele antiaeriene și cu un ordin de evacuare imediat a locuitorilor de pe insula Hokkaido. Asta după ce Coreea de Nord a efectuat un nou test balistic. Alerta a fost retrasă de autoritățile japoneze după ce racheta nord-coreeană nu s-a apropiat de uscat. Au fost însă 30 de minute de spaimă și confuzie când oamenii nu au știut la ce să se aștepte și inclusiv traficul feroviar a fost întrerupt. A fost a 27-a rachetă lansată anul acesta de Coreea de Nord. Nu sunt detalii despre ce tip de armă au testat în această dimineață. Japonia, Coreea de Sud și Statele Unite ale Americii au condamnat la unison acest nou gest provocator. Premierul nipon a convocat de urgență Consiliul de Securitate Națională.